Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod aici alături de Florentin. Suntem și live în momentul acesta și am zis să facem așa pe repede înainte un nou episod în care îl ajută pe Florentin cu al doilea challenge. Florentin, poți să spui dacă e al doilea sau nu? E al doilea. Da, ai mai jucat până acum sau? Exact, prima oară când am câștigat a fost cu tine și asta e al doilea. N-am mai jucat de atunci, nu la niciun challenge? Nu, am mai jucat la un challenge cu un random varză. Da. Exact ce spuneam, cu random jale. Deci îl avem și acolo, ați auzit deja pe Florentin pe fundal. Suntem și live, avem 2700 de like-uri. Totul este pe live, dar efectiv îmi procesează atunci notificări. Și am zis, hai mă să facem și un episod, că dacă rămâne pe live, probabil că nu o să-și dea nimeni seama că va fi de la ora 1.35 încolo și nu o să-și dea seama. În fine, Florentin, nu știu ce ai putea să iei, sincer. Știi să joci tic sau știi să joci bel? Ce ai ști tu mai bine să joci? Bel. Bel, bun. Bel, tic nu știu să joc, bel știu să joc. Da, bun, ia tu bel și o să ia tic, George, o să-i zicem aici. Cred că e pe live, nu? E pe live. Bun. Putem să-i dăm lejer. Stai acolo, chill, nu încerci pe cât se poate de mult să nu mori. Ok, eu am doar un gadget pe bel. Nu, că o să-ți dea automat, din, dacă l-ai luat o să-ți dea gadget și s-ar da, uitați-mă. Da, e perfect, perfect. Ce ai tu acolo e bine. Ai văzut că dă și B-Box și Megabox, deci ai o șansă acolo, da? Nu știu în ce măsură să... Da. Și eu ieri am luat din ăla cu star points-uri, ai deschis cu star points-uri de pe shop. De pe shop? Da, vezi că e B-Box și Megabox cu star points-uri pe shop. Dar n-am decât 498 de star points, îți dai seama și Big Box era cât? Ăsta... Megabox 500. E 1500. Bine acolo, bravo. O să-mi dai aici meteoritul, nu l-a prins? Dau heal. Vă pun aici invizibilitatea. O să vină Bibi și o să dea hit, n-a dat, e perfect. Încă e Bibi aici la Bravo. Da. Va sări. Ah, m-a luat aici. Nu-i problemă, că a avut încetinirea. Da, bun. Bine. Ceva că slab rău, adică n-ai da, ce e, să faci. E destul de ușor. Bine, da, da. E ușor acum că ești tu și de asta. Bă, da, dacă era da, cu random, n-ai văzut că... Nu aș fi avut șanse să-l fac challenge-ul, sincer. Gen cu random ăla de mai devreme, cum ne-a bajuca. Da. Da, aici invizibilitatea, nu mai am nicio șansă. Bine. Bine de tot. Asta e că îmi place bel, dar cu tic, cu dynamite ăștia, eu nu mă pricep. Da, păi asta e chestia, că trebuie să ai foarte multă răbdare pe brawler ăștia. Da, nici nu am jucat aproape deloc cu ei. Și eu câteodată nu prea am răbdare. Bine, primul match. De fapt e al doilea pentru că tu ai jucat cu random. Da, și avem două win-uri. Nu uitați totodată și de butonul de like pentru că n-am amintit chestia asta. Hai să facem cât mai multe like-uri acolo. Mamă, deci doar o stea au luat ăștia, nu te cred. Bine, cât una au luat-o? Da, doar o stea au luat. Cred că pe aia de pe centru au luat-o, probabil. Băi, ești nebun. Deci nu uitați acolo de butonul de like să facem peste 4000 de like-uri la episodul acesta. Dacă doriți să mai jucăm alături de Florentin, puteți să treceți și pe la acolo. Vă las link-ul în descriere dacă doriți să îl susținem și pe la acolo. Bă, dacă iau Florentin, te-ai mai jucat Clash Royale? N-am mai jucat de 2 ani Clash Royale. Nu te-ai mai jucat deloc? Ce-am mai făcut aia prin update? Vezi că e joker update. Am văzut că tu ai jucat, dar a făcut pă, multe rău. Da. Nici nu mai cunosc, cum se zice, jucătorii, cărțile, nu mai cunosc nimic. Da. Schimba mult de tot și trebuie să bagi o grămadă de bani ca să... Da. Ca să faci level la ele. Haide-mă. Iasă la 4. Aici am merge pe Amber asta. Mă să-mi dea probabil focul, stau chill, bine acolo. Aici nu cred că mă știe absolut deloc. Niciodată în viața asta nu mă știa. Bă, ce bine stai tu acolo. Vezi?
Că e pe invizibilitate și nu mă știu, ia uite. Bă! Băi, este... E șmecher Leonu-i, e super tare. Asta i-am dat numai țeacă din bușuri. Asta e Rico, s-a dus. Și mor, hai. Nu! Numai vrăjele să le dau. N-am jucat niciodată cu Leonio. Nici nu l-am. Da, nu l-ai, că mi-au zis băieții. Vai, dar mi-l doresc. Și era pe shop, dar n-am cum să le-au luat. Da, a fost 50 de lei. Meritați sincer ca să le iei cu 50 de lei. Eu toate legendarele pe contul ăsta, ce e cu 50 de lei și vin le iau, pentru că e cea mai veche ofertă. Mai ales când sunt legendare. Da, exact. Păi gândește-te cât trebuie să deschizi ca să spici o legendară cu șansa de 0-10. 0-0-10 da. Sau 0... Nu știu cât e. Bam! Mort acolo. Bun, GG, cel al treilea meci. Mai avem încă 6. Încă 6. Deci am terminat acum cu Bounty, nu? Urmează gen grebul urăsc. Nu-mi place neam. Ce vrei să joci? Vrei să joci Bell în continuare? Eu zic că da, că la asta mă pricep. Dacă, de exemplu, stai să văd ce harte e pe gemul. Da, tot Bell ar merge asta. Da? Vrei Bell în continuare? Bun, eu cred că o să țin tot pe Leon, probabil. Au zis tu altceva, joc cu altceva? Păi nu știu cum vrei, dacă vrei să schimbi ceva cu mare drag, poți să bagi. Hai să mă uit, să văd care am. Bă, ca să fiu sigur, tot Bell merg. Nu-ți place Spike-ul? Spike? Sau Sandy? Eu. Sau care? Sandy. Sandy, Spike. Aș merge mai bine cu Spike decât cu Sandy. Ia Spike, hai să mai schimbăm așa, să nu jucăm același lucru. Și ai o Bell-ul dacă e și aia. Așa, bun. Hai puțin să-l caut. Hai că n-ai mulți brauri. Băi, unde frate? Nu-l găsesc. Fii atent aici că ți-l pun eu și dai pe mine. Dai pe ăla când îți dau sugest. A, da, corect. Ăla-i. Așa, bun. Și vezi acolo, deci gen ai așa, bine, nu mai contează. Nu, pune cactus, pune gadget de cactus, al doilea. Bun. Și celălalt star power cu cărbal. Gata. Ok. Hai. Ia vezi că ne-a găsit echipă. Sau? Să-mi pună George aici, să-mi pună tureta. A pus acolo la perete. Dar cactusul ăsta ce face că faze că n-am? Te apără de hiturile inamicilor și totodată îți dă și heal după ce e bătut. Îți dă 1000 viață parcă îți dă. Și când să-l pun? Când vine cineva? Da, când vine cineva și îți dă rush. A, și-l pun în fața lui practic. Da, exact. Bine acolo. Fiind serioși, brother, cum poate să ne bată ăștia? Când vreodată? Ultimata lui Spike ce făcea? Aaaa. Ultimata, dacă o puneai de repede, s-o pune aproape inamic, gen dacă o puneai ori îți dădea heal, ori dădea damage, dar nu, că tu n-ai cu heal, că ai celălalt star power. O pui că, na, până nu poți să o pui la un moment dat. Da. Până aici asta așa, să mă regenerez. A trebuit să nu mai stai în mine, să duci pe partea dreaptă pe Burley ăla. Partea dreapta să mă duc? Da, du-te pe dreapta okay. Că aici mai rău mă încurci. Ok, mă duc spre ăsta. Așa, da, bravo. Să mă regenerez eu aici. Bun, l-am omorât. Altceva. Deci de fiecare dată să nu mai stai în mine, pe centru. Te duci pe partea ta, știi? Că asta e ce mai... Ok. Bun, l-am omorât acolo. O să vină și Burley-ul. A, gata, m-am văzut ce faci ultima dată. Da. Mai punem și asta. A, uite mă că n-am activat gadget-ul. Am vrut să văd ce face. Da, poți să-l bagi. Activează-l gen... Ai putea ști cum faci la perete, știi? Te duci dreapta, stânga după perete, așa poți cu cactus. Te folosești ca și cum ar fi un perete. A, da mă. E un fel de scut. Okay. În fața ta. Te duci tu la fel, acum unde te spawnează. Bun, du-te tu stânga. Ok. A, nu, se văd ce George, hai că ne înțelegem cu George. Vină George dreapta. Hai că e ok. Eu nu înțeleg okay. De ce naiba nu pune tureta după perete aici și l-o pune tot acolo la el, adică. În loc să mă ajute cu ea aici. Rămân pe stânga atunci? Da, rămâi acolo.
Are asta super încărcat bază, o să vină, e bine. Foarte low, trebuie să mă regenerez, acum ai altceva cu tureta asta. Asta e că se încarcă bază, cum? Dacă fac cam așa. Ok, stă bază aici ca să-și încarce superul. Vezi că o să vină pe tine? Ok, a ratat, e bine. Asta, ia. Mai mult să duc. Ăla e. Bate-l, bine, bine. Că o să vină bază, trebuie să-l bate neapărat aici. Da. Aha, a ratat. Bine, bine. Ne-am dus. Să nu moară George aici, să nu facă prea multe. Prea multe nebunii. Am urât pe Brock, o să vină aici bazul. Ok, bine. Oh! Asta zic, bravo. Bine. Deci ți-am zis, gem grab, cred că foarte, foarte rar joc la gem grab, doar când am quest-uri, dar în rest dacă nu-mi place deloc. N-ai răbdare, știi cum ți-am zis eu când am făcut episodul? Da, da, da. Nu ai răbdare și tu vrei să te duci pe centru și iei gemurile și le pierzi sau ceva exact de genul. Exact. Faza e că nici n-am avut o echipă cu care să joacă. Mereu când jucam doar cu random. Da, e jale, da, rău de tot. Mă duc eu pe stânga. Ok, am dat niște hituri ciudate, rău. Hai de capul meu, dau un perete, ce naiba. Nu-i problemă. Hit acolo l-am omorât. Ia mă, pun și eu un gadget. Hit aici. L-am. Oh. Hit, super, a fost ratat. Bine, ah, are asta, nu pe ah. Ah, mă. Trebuie să mă regenerez. Dar nu m-am perete, e nașpa meciul ăsta că ce să dau rapid și nu pot. Bine. Bravo. Stai acolo, mă hinelă. Bine. Max ăsta ce mai jucat de la ei, că în rest Da, asta am observat și el. Bine, e nașpa Max-ul că pe viteză e bun. Merge bine. Da. Ăla s-a teleportat în perete, a murit ăla acolo, ăsta a murit aici, GG, bravo. A murit tot, da. Seama că am activat și un gadget exact cât trebuie, l-am pus acolo. Mi-am dat seama. Uite, faza e că dacă am cu cine să joc, așa învăț. Dar eu vezi că majoritatea brawlerilor nu știu ce face fiecare gadget, ce face fiecare star power și nu... Pentru că nu mă învață nimeni. Adică nu neapărat da, că nu mă învață nimeni. Da, 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 nici știu ce zici. Uit. Da, știu ce zici, știu ce zici. Mamă, deci am 499 din 500 la tokenuri, păreri? Ce anume? La tokenul la Brawl Pass am 499 din 500 de tokenuri, fără să deschid un B-box, adică un token mai trebuie, ești nebun? Vai de capul. Am și 1900, mamă, și pot să deschid mega box-ul și big box, bun. Da, acum poți să deschizi, să zici dacă poate să pice ceva. Ai 48 din 51, 3 Brawl, ce trebuie, decât legendare? Doar legendare. A, și ce șansă ai? Vai de capul meu. Deci Leon, Ember, Meg. Atât. Am o șansă de... imediat zic. Păcat că ai făcut lust. 007. 007, mamă, și eu am 006 pe ăsta. Da, nu știu ce să zic. 006-51, da, e greu. Dar mie mai trebuie măcar o cromatică cu șansă de epică, știi? Și la asta măcar mă aștept. Da. La legendară greu. Bun, deci a luat George Frank. Bă, Frank-ul e bun. Cred că o să iau B. Nu știu, ce-ți place ție? Ce-ți place ție pe mapa asta să joci? La Brawl Ball, stai puțin că mă uit așa că... Brawl Ball mie îmi place. Bă... Colette? Zici Colette? Nu, cred. Nu, Colette n-are ce căuta. Nu. No. Mr. Gale. Bă, și Gale. Nu. No. Mă uit acum să văd pe cine să aleg. Îți place Tara? Da, uite, nici cu Tara nu prea sau mai Sandy, ca. Sandy, îți place că folosești... Da, Sandy, gata, hai că o iau pe Sandy. Așa, bun, și iei star power-ul de damage, ca să vedem prin bush-uri pe unde sunt ăștia băgați. Dă-i tot la fel, că ți-am pus eu aici, dă-i pe Sandy. Da, corect.
Așa. Deci gadgetul care? Deci gadgetul așa, bun, bravo. Și Star Power e bine asta, e bine asta, Star Power, bravo. Root Sense. Bun, ok. Asta e tactica. Folosești mult de sensor când ți încași, că dai hit-ul să-l pui ca să vedem pe ăștia când îți băgați prin buși. Ultimata zici? Da, 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 ultimata. Bravo. Mamă, dar am luat toate... Toate astea. Bine. Let's go. Avem pe George, n-a trebuit să avem emoții. Am omorât acolo, putem să ne ducem rush. E cam GG. A, nu am dat acolo? Eu era la mine mingea, n-am văzut. Dă-i, la dreapta. Ah. Am vrut să era logic că se face la stânga. Am dat din greșeală. N-am văzut că a sărit mingea la mine. Bun, aici așa, avem tureta. Să o botem. E Jesse aici, dai un hit. Da, e bine. Poți să-mi dai o pasă lejer. Prea departe. Am văzut că erai mai departe și de asta. E ok. Bun, bravo. Nice. Ce s-a dus? La vinclu ești nebun? I-a dat de citirelul ăla să nu mai vine după mine. Bun, hai să deschidem beatbox. Să deschidem în același timp să l-ai deschis. Nu l-am deschis, stai. Hai. 3, 2, 1, go. Hai. Am 53 de coins-uri. 59 am avut coins. Na, n-are cum să pice vreo. N-am mercat nimic. Greu, băi, e greu, dacă spică legendar acum. Bă, știi ce-mi plăcea mie, mă, basket, mă. Hai, codul mă dai pe show, cred că ți-a expirat, vezi că să-l activezi. Nu, l-am. A, da? Da, l-am pus ieri, parcă. Bine, let's go aici, bravo. Pasă acolo, te poți duce, lejer. Lejer că-l bate. Dai. Bine. N-am văzut că am crezut că era încă la inamic și de asta. Nice. Ok, bine. Dai. Din greșeală, scuze. Da, nu e ok. Stai că e Ember aici în acum. Da, poți să te duci, bam, dai, bravo, asta zic. Ne-am dus. Asta deci, zic, bă, îmi plăcea basket brolul ăla, îmi plăcea max. Cred că ăla era singurul care îmi plăcea cel mai mult. Da, basket brolul, păcat mă că n-a fost. Sincer, aș fi vrut să fie băgat pentru totdeauna pe joc. Da, ăla mi-a plăcut maxim. Hai să vedem de aici, din V-Box. Am 37, wow, s-ar putea să fie item roșu la mine. Nu te cred, ia. E? La tine ai deschis? Da, am 61, nimic. E item roșu, dacă îți dă sub 40 e item roșu. Dar s-ar putea să fie Gadget Star Power sau poate Brawler. Da. Dar ce trebuie? A, de fapt nu, stai, cont. A, gadget. Gadget, da. A, e bine și gadgetul ăsta. Nu prea am nevoie de el, dar... Asta este, mai avem Megabox, o șansă. Și asta e ultimul match, terminăm challenge-ul acum. Exact. Hai să vedem. Mamă, și nici măcar un lose n-am făcut. Vezi? Ce blană e challenge-ul. Easy, bro, easy, adică e prea... Mamă, vezi cum a omorât ghiul ăla, ce rush a venit. George se descurcă acolo, bine. Sunteți 2v1. Ce s-a dat de... I-a dat cu superul? Da. Bine acolo. Let's go. Mi-a dat. E. Na, ăsta e GG. Ăsta e campionatul. Mamă. Bine. Și Megabox-ul, a aplicat Megabox-ul. Hai, să vedem la Mega. Mamă, dar cum ar fi să-mi pice ceva bun. 3, 2, 1, si. Dă-i. 5 iteme. Aaa, 5.
Da, știi cum e vorba aia, mă, pe care o mai zic eu câteodată, gratis e gratis se duce, n-ai ce să faci. Măcar avem la token doubler. Da, măcar avem pinul ăsta exclusiv. Asta, mă, eu nici măcar mă uitam să văd la pin. Pinul ăsta e de Halloween? Da, 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 și e și animat. Cât de șmecher. Păi, mă, unde dau ca să dau șopinul? Deci apeși pe Brawler. Și după ce apeși pe Brawler vezi că sunt emote-urile acolo jos. Jos la Brawler. Da, 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 da. Și lei, dar vezi că e băguit aici al meu, nu poți să-l pui că e băguit. Nu știu din ce cauză, dar... Adică îl pui, dar rămâne blocat, n-are animație aici. Ah, chiar. Bă, da, șmecher. Boxul de cu Star Points le-am luat eu. Mai deschid un B-box. Super șmecher. Bine de tot. Mai avem un campionat parcă pe 11. Dar tot la fel cu Nimote o să fie și atunci pe 11. Luna asta? Da, 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 luna aceasta. Jucăm și atunci. Da. Cam asta a fost episodul. Pe live o să mai rămână să mai vorbim un alta. Mersi mult o dată, Florentin, pentru meciuri. Cu mare drag, eu îți mulțumesc. Felicitări încă o dată pentru campionat. Dar v-am zis, dacă doriți să mai vedeți astfel episoade, apăsați butonul acolo de like, face peste 4000 de like la episod. Un subscribe acolo și o să ne vedem data viitoare la un episod. Pa, pa! Subscribe.